Bună dimineața, dragii mei, bine v-am găsit! Este o dimineață frumoasă și foarte bucuroasă și vreau să vă spun că fata mea e cu noi încă, astăzi e ultima zi, bea cafeaua cu noi, eu îi fac acum mic dejun și m-am gândit să împărtășesc și cu voi, să vă arăt și vouă, că mai apare acum în videoclipul nostru și după aia ea pleacă astăzi. Și m-am gândit să fac un mic dejun, eu deja le-am pregătit aici pe masă, o să le pregătesc, le tai, le pun în platou, ia de bea cafeaua, Mihai mâncă ceva, bem cafea și facem mic dejunul și vă arătăm și vouă, bineînțeles. Și mâncăm împreună, ne simțim bine, suntem bucuroasă că e Miha cu noi și ne bucurăm foarte, foarte, foarte tare. Haideți să vă arătăm ce mâncăm noi în dimineața asta. Ce mami se pregătește să facă platoul, Miha cu tati servesc cafeaua. Eu mă ne întorc. Da. Miha, ce le mai spui oamenilor că e ultima ta zi pe aici? Doar ce m-am trezit, sunt puțin obosită, mă scuzați. Da, am venit acum să beau și eu cafeaua și mami deja ne pregătește și fac de mâncare. Da, e ultima mea zi, în seara asta plec, am avion. Mă bucur că am reușit să vin acasă, să petrec ceva timp cu familia și acum e ceva diferit pentru mine, că ne și filmăm. Dar mă bucur că, așa cum am spus și ieri și în videoclipurile anterioare, că îi urmăriți pe părinții mei și că sunteți alături de ei. Și că-i susțineți. Și vă doresc o dimineață frumoasă. Și vă invităm la cafea și pe voi. Sperăm că v-ați trezit. Tati? Bună dimineața, oamenii noștri dragi. Vă mulțumim că atâția urmăritori v-ați uitat la videoclip cu Mihaela mea, fata mea, cu venit acasă. Vă mulțumesc din suflet. Noi să știți că vă iubim. Vă respectăm, vă mulțumim că ne urmăriți. Haideți cu noi, uitați, Margaret face un platou. Mami se pregătește, suntem cu toții la masă. Ia să vedem, mami, ce ne pregătești bun? Păi nu, mâncăm nu știu ce, mult bun. Dar ce avem aici, vă prezint, avem tobă de curcan, foarte bun. Avem telemea de casă, de oaie. De vacă. Avem salam din asta de casă, exact de casă, de la țărani, de vară, uscată. Avem roșii, avem ardei, castraveți murați și cel mai important ce avem acolo, important lucru este că Miha o să mânce zacuscă și gem făcut de mine, care este nemaipomenit de bună. Avem zacuscă de vinete făcut de mine. Aici, în asta la altă, avem gem de pepene galbenă, tot făcut de mine. Și dincolo avem gem de smochine. Deci foarte, foarte bune. Mai avem gemuri, dar din asta au vrut Miha să mânce numai. Așa că nu le-am dus din fiecare borcan, că n-o dorit. Deci atât au vrut să guste, asta o să le guste. Acum, bineînțeles, o să tai salamul, brânza, roșiile, le pun pe platou și o să mâncăm. Și mai târziu o să-i mai fac ceva ce vrea ea să mânce. Bineînțeles, noi am mai făcut, am mai mâncat, dar și ei poftă și o să-i fac. Și vă arăt și vouă. Așa că, dragii mei, fiți pe aproape, urmăriți-ne, că o să aveți ce vedea. Deci, cum v-am spus, acum facem platou și mâncăm. Uitați pe fata mea, o ajută pe Margaret. O, te să rupi prânză. Nu lasă că o facem noi să fie bine. Să ajut un pic pe mami, că mie îmi place să decorez. Făceam înainte prăjituri, când eram mai mică. Da, cum am vrea la fac? M-am spălat cu mâine înainte. Eu n-am șorț, dar asta e.
am pus așa ca, o, ca un soare, ca o floare. Foarte bine. Acum punem brânză super între ardei. Mai punem peste tot un pic de brânză. Telemea noastră, să știți că e foarte bună. Asta e un pic cam moale. Mie îmi place aia mai... Castravetele las cu coajă, că l-am spălat și arată mai bine. Mie îmi place cum arată mai mult când e cu coajă. Uite, s-o lipidă puțin. Încerc să-l tai subțire. Eu nu știu să tai așa bine ca mami, dar încerc. Cu și subțiri. Vedem ce iese. E mai mult pe decor. Acum subțiri și le punem și pe astea, tot pe aici undeva. Merge aici? Nu. Le punem aici. Vedem cum arată. Eu și platoul nu ne înțelegem bine. Nu arată bine. Hai să le mai luăm o dată și mai facem o dată că nu arată. E un pic am încărcat platoul și nu mai știu unde să pun castraveții și atunci am gândit să le tai mai micuțe, să umplem aici golurile astea. Ăsta le mai tai o dată. Și le punem așa pe aici. Asta e mai mult de cum de umplutură. Dar castravetele merge foarte bine cu brânză și cu roșii și atunci îl punem și pe el aici. Mai adăugăm ceva? Eu zic că ajunge, nu? E destul de plin platoașul nostru. Acum dacă ne mai trebuie ardei, putem să mai luăm sau orice altceva. Asta e. Cu puțină zacuscă, preferata mea, brânză, avem aici, pâine și ăsta e platoașul. Noi să aranjăm și masa și revenim. Dragii mei, vreau să vă arăt că fac langoș la Mihaela. Am frământat aluatul, deja aluatul e crescut, uitați-vă aici, asta este aluatul. Ei, dintr-un kilogram de făină, un plic de drojdie de 10 grame, o linguriță de sare și o linguriță de zahăr și apă cât o cuprind. Să fie un aluat nu foarte tare, zvârtos, un aluat mai așa molcuț. Deci ăsta este aluatul de langoș. Am lăsat o jumătate de oră, 40 de minute la crescut, așa au crescut. Acum eu deja am pregătit aici o tigaie cu ulei, care este foarte fervinte. Și cum facem, dragii mei? Deci pun un pic de ulei pe planșeu. O să lucrăm pe planșeul ăsta mic, așa. Și rupem aluatul și acum mâna. Și uitați, o întindem cât putem. Și, bineînțeles, punem în ulei. Și lăsăm un minut, lăsăm foc încet acum mai uleiul tare, lăsăm un minut pe o parte, un minut pe partea aialaltă, în ulei încins, foarte fervinte. Acum am lăsat focul mai încet. Le întoarcem pe partea aialaltă, mai lăsăm un pic și am pregătit aici o farfurie cu șervețel, unde o să le scoatem, bineînțeles. Uitați ce bine s-o... Ce bine s-o copt. Deci asta am scos, dragii mei, prima și am băgat pe a doilea. Uitați. Le facem mari, mari și punem peste ea brânză telemea. Așa că ne facem câteva langoși pentru Miha.
Nu i-am mai mâncat, știți că am mai făcut recent. Acum am făcut pentru ea, că ea n-a mâncat. Și de aia am repetat rețeta și vă arăt și vouă, fiindcă i-a fost poftă, ea n-a mâncat langoș acolo. Și dacă e acasă și pot să o fac, de ce să nu fac? Și v-am arătat și vouă, bineînțeles, că știu că vă place. Și știți foarte bine, mere repede, se face ușor și este foarte gustos. Toată lumea vrea langoș, normal, și mâncă langoș, că e bun. Și se fac foarte repede. Haideți, dragilor, cu noi la masă, uitați. Fata mea nu mânca langoș, săraca, cine știe de cât timp. Veniți cu noi, cu Miaela, cu fata mea, cu Maria. Am pregătit o mică masă, nu mare lucru, un mic dejun rapid. Mic dejun prânz. Langoș, bineînțeles cafea, mama e bucuroasă, bineînțeles. Miha, cum e să fie acasă la mic dejun după atâta timp? Foarte bine, se simte mic dejun, mai mult decât un mic dejun. Da, sunt fericită, mai ales că mănânc tot ce mi-am dorit să mănânc. Mulțumim pentru toate comentariile, m-am uitat ieri puțin la video și am văzut foarte, foarte multe mesaje și comentarii frumoase, nu numai la adresa mea și la Marie, ci pentru Maria, Miriam și sunt cuvinte foarte frumoase. Vă mulțumim frumos și vă dorim numai bine și poftă bună dacă luați și dumneavoastră micul dejun sau prânzul cu noi împreună și... Din dragii mei, m-am trezit de dimineață să îi pregătesc ceva de mâncare, dar nu vrut, avem mâncare de ieri și am vrut ceva să-i mai fac astăzi, dar nu dorește să mănânce mâncare grea, că nu e obișnuită. Decât langoș o cerut, i-am făcut rapid, nici nu v-am arătat rețeta, o știți deja că am mai făcut-o de multe ori. Am făcut pentru pofta ei, dacă spuneți că de ce am făcut de aia, am făcut că au avut poftă, bineînțeles, și așa cu brânză răzălită, e caldă, e fierbinte, e foarte bună. Am pregătit ceva platou foarte rapidă, foarte simplă, deci nu e o masă, wow, festivă. Deci o masă în familie, care bineînțeles o mâncăm tot în familie și cu fete. Și sunt foarte bucuroasă. Vă mulțumim dacă ne urmăriți, că sunteți lângă noi. Deci cam asta mâncăm și când suntem împreună. Și familia noastră, de multe ori ați spus. Da, vă invităm la masă. Vă spune la masă. Bem și cafeaua și mâncăm și ne bucurăm încă câteva ore că astăzi Mihaela pleacă. Și eu mi-s și tristă și bucuroasă, mi-s tristă că pleacă, mi-s bucuroasă că e aici cu noi acum și mânc cu ea, deci nici nu știu ce să vă spun, cum să mă port. Așa e emoția, așa că nu rămâne decât să vă mulțumesc că ne-ați urmărit, urmăriți-ne și în continuare și haideți cu noi la masă. Noi o să mâncăm, acum avem cafea, o aveți și voi cu noi, astăzi dimineața cu... Margaret la cafea, puteți să luați așa, să fiți cu noi împreună și vă mulțumim, vă dorim poftă bună și cum v-am spus, am va arăta și pe Mihaela, acum o vedeți și o să mai vedeți la vară, așa că... Este la școală. Da, Miriam, da, vă pup și eu afară. Și numai bine, la revedere! La revedere!